Bună ziua, dragii mei! Sunt Cocala Rodica și astăzi vă voi prezenta proprietățile triunghiurilor isoscel și echilateral. Iată un scurt istoric. Euclid din Alexandria este matematician grec, a trăit aproximativ între anii 325-265 înainte de Hristos și a predat în Alexandria, în Egipt. Celebra sa operă, Elemente, avea să influențeze întreaga evoluție a matematicii europene. Acest tratat de geometrie este alcătuit din 13 cărți. Tematica este foarte ordonată și riguros organizată în definiții, axiome, teoreme. Cartea Elemente va fi tradusă, este tradusă în 300 de limbi, Euclid punând bazele aritmeticii, geometriei plane și spațiale. Triunghiul. Iată elementele triunghiului. Deci triunghiul este figura geometrică formată din reuniunea a patru segmente determinate de trei puncte necoliniare. Am și puncte interioare triunghiului, reuniunea dintre triunghi și punctele interioare formând suprafața triunghiulară. Ca elemente ale triunghiului avem vârfurile, deci punctele ABC, avem laturile, adică segmentele AB, BC, respectiv AC, avem unghiurile, unghiul A, unghiul B, respectiv unghiul C. De asemenea, am discutat de interior și de exteriorul triunghiului. Putem să facem o clasificare a triunghiurilor după laturi. Deci triunghi isoscel care are două laturi congruente, în cazul nostru AB și AC, baza BC fiind baza triunghiului isoscel. Triunghi echilateral care are toate laturile congruente, triunghi scalen sau triunghi oare care are laturile de lungimi diferite. O clasificare a triunghiurilor după unghiuri. Triunghi ascuțit unghic este triunghiul cu toate unghiurile ascuțite. Triunghiul obtuz unghic, în care măsura unui unghi este mai mare de 90 de grade, deci are un unghi obtuz. Triunghiul drept unghic, în care măsura unui unghi este de 90 de grade. Bineînțeles că celelalte două unghiuri ascuțite vor fi unghiuri complementare, adică suma măsurilor lor de 90 de grade. Laturile care formează unghiul drept se numesc catete, deci aceasta este o catetă, cealaltă tot o catetă, iar latura opusă unghiului drept este ipotenuza. Iată și proprietăți ale triunghiului isoscel. Dacă un triunghi este isoscel, atunci unghiurile opuse laturilor congruente vor fi congruente și reciproc, dacă un triunghi are două unghiuri congruente, atunci laturile opuse unghiurilor congruente sunt de asemenea congruente. Deci în triunghiul ABC, dacă am AB congruent cu AC, unghiul opus laturii AB este unghiul C, unghiul opus laturii AC este unghiul B, deci unghiurile B și C vor fi de asemenea congruente. Proprietăți ale triunghiului isoscel. Dacă un triunghi este isoscel, atunci bisectoarea unghiului de la vârf este și înălțime. De asemenea, se poate demonstra că este și mediană, mediatoare, bineînțeles, corespunzătoare bazei. Această teoremă admite și reciprocă. Dacă un triunghi este isoscel, atunci înălțimea corespunzătoare bazei va fi și bisectoarea unghiului de la vârf. Deci am triunghiul ABC, știu că este isoscel, deci AB congruent cu AC, se duce înălțimea AD, deci unghiurile din A, A1, A2 vor fi unghiuri congruente. În acest caz, AD va fi înălțime, adică AD va fi perpendicular pe BC, de asemenea va fi și mediană. Deci mediana unește vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse
Asta înseamnă că segmentele B, D și DC vor fi congruente. Și dacă este înălțime și mediană, bineînțeles că va fi și mediatoare. Observați, într-un triunghi isoscel, mediatoarea bază este axă de simetrie a triunghiului. Toate proprietățile triunghiurilor isoscele care se referă la bisectoarea unghiului format de laturi congruente pot să fie transpuse și la mediana corespunzătoarei bazei. Deci, le putem enunța în felul următor. Dacă un triunghi este isoscel, atunci bisectoarea interioară corespunzătoare unghiului de la vârf, înălțimea corespunzătoare bazei, mediana corespunzătoare bazei și, bineînțeles, mediatoarea coincid. Putem să dăm și alte teoreme referitoare la triunghii isosceli. Într-un triunghi isoscel, bisectoarele interioare unghiurilor congruente sunt congruente, deci se referă la bisectoarea unghiului B, deci aceasta, da, BE să zicem, și bisectoarea unghiului C, CF. Aceste două segmente vor fi de asemenea congruente. Într-un triunghi isoscel, medianele corespunzătoare laturilor congruente sunt congruente. Atenție că nu neapărat BE este și CF sunt mediane, deci vor fi alte segmente. Dacă într-un triunghi bisectoarea unui unghi este și înălțime, atunci triunghiul este isoscel. Deci dacă în triunghiul ABC, AD-ul este în același timp și înălțime, deci perpendiculară pe bază, dar și bisectoare, adică unghiurile din A1 și A2 congruente, asta se întâmplă numai într-un triunghi isoscel. O aplicație. Deci în triunghiul ABC, isoscel de bază BC, asta înseamnă că laturile AB și AC sunt congruente, AM este median. Median înseamnă că M va fi mijlocul lui BC. Știm că măsura unghiului BAM este de 32 de grade, să aflăm măsurile unghiurilor triunghiului ABC. Deci dacă triunghiul ABC este isoscel cu AB congruent cu AC, iar M este mijlocul lui BC, fiind mijlocul segmentului BC, înseamnă că ziceam că AM va fi mediană în acest triunghi. Mediana în triunghi isoscel este și bisectoare, deci semidreapta AM va fi bisectoarea unghiului BAC. Cu alte cuvinte, cele două unghiuri de la vârf din A vor fi unghiuri congruente, adică măsura unghiului MAC va fi egal cu măsura unghiului BAM, egal cu 32 de grade. Atunci tot unghiul BAC, măsura lui, va fi cele 32 de grade, de suma lor va fi de 64 de grade. O știm că într-un triunghi, suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade, deci măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C egal cu 180 de grade. Unghiul A am văzut că este de 64 de grade plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C va fi egal cu 180 de grade. Dacă din această relație scădăm cele 64 de grade, obține măsura unghiului B plus măsura unghiului C va fi egal cu 116 grade. Da, dar triunghiul ABC este triunghi isoscel cu AB congruent cu AC.
atunci unghiurile de la bază vor fi congruente, deci cu alte cuvinte, unghiul B va fi congruent cu unghiul C. Deci aceste două unghiuri vor fi congruente. Deci rezultă măsura unghiului B egal cu măsura unghiului C egal 116 grade pe 2 egal cu 58 de grade. Iată proprietățile triunghiului echilateral. Deci, un triunghi este echilateral dacă și numai dacă toate unghiurile sunt congruente. Asta înseamnă că am laturile AB congruent cu AC cu BC. Automat, înseamnă că fiecare unghi va fi de 60 de grade, deoarece sunt congruente și suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este 180 de grade. Observație. Triunghiul echilateral putem să spunem că este de 3 ori triunghi isoscel. Deci va prelua toate proprietățile triunghiului isoscel. Deci, într-un triunghi echilateral, toate liniile importante ce pornesc din același vârf coincid. Să stabilim valoarea de adevăr a următoarelor propoziții. Triunghiul MNP echilateral, atunci înseamnă că măsura unghiului P este de 90 de grade. Este propoziție falsă. Adineauri, am văzut că triunghiul echilateral are toate unghiurile de 60 de grade. În triunghi echilateral, cele trei înălțimi sunt congruente. Da? Înălțimile într-un triunghi echilateral sunt congruente, deci nu concurente. Concurente înseamnă toate cele trei înălțimi se întâlnesc, se intersectează într-un punct. Aceasta este valabilă pentru orice triunghi, dar aici e vorba de înălțimi congruente, deci de lungimi egale. Într-un triunghi isoscel, două bisectoare sunt și înălțimi. Propoziția este falsă. Doar bisectoarea unghiului de la vârf, deci bisectoarea unghiului format de laturile congruente, este în același timp și înălțime. În triunghiul isoscel, două mediane sunt congruente, da, e vorba de mediane corespunzătoare laturilor congruente, vor fi congruente. Deci propoziția este adevărată. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!